Bună seara! Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu cei din a doua Românie, aceia care trăiesc și simt românește oriunde s-ar afla în lume. Cultura nu e altceva decât drumul spre libertate, spunea marele Sergiu Celibidache, și despre nevoia de cultură vorbim în minutele următoare cu unul dintre marii muzicieni ai României, care și-a asumat recent o misiune importantă, aceea de a îmbunătăți oferta culturală a orașului său natal, în care continuă să revină în ciuda succeselor sale naționale sau internaționale. Horia Mihail este unul dintre cei mai apreciați pianiști români ai momentului, director artistic al Filarmonicii Brașov și de curând consilier al primarului orașului Brașov în domeniul cultural, desigur. Bună seara, domnule Horia Mihail! Bună seara! E o mare onoare și bucurie că sunteți alături de noi, chiar dacă de la distanță. V-ați asumat, cum spuneam, o misiune importantă pentru orașul de care sunteți atât de atașat. Cu ce gânduri? Este foarte adevărat, este o misiune importantă, este o responsabilitate pe care mi-am asumat-o. Eu locuiesc în Brașov, de altfel, de foarte multă vreme. Din 2002, în momentul în care m-am decis să revin în România, de care îmi era foarte dor, în Statele Unite, unde activam, la Boston University, în calitate de profesor asociat, dorul cel mai mare era, de fapt, de Brașov și am hotărât să stabilesc reședința acolo, deși, iată, în ultimii ani am călătorit foarte mult, atât prin țară, cât și peste hotare. Este o decizie pe care am luat-o conștient de implicațiile pe care le va avea, atât din punct de vedere al volumului de muncă și nu numai atâta. Am simțit că acest moment poate fi interpretat ca un fel de T0, de unde se poate construi, se poate reclădi și se pot aduna energiile care deja există în orașul de la Poalele Tâmpei. Misiunea mea este de a pune lucrurile împreună, de a crea împreună cu personalități ale orașului și nu numai, cu operatori culturali, cu manageri de instituții, de a crea o strategie durabilă în cultură, care să se potrivească cu creșterea Brașovului ca oraș, ca zonă, ca pol important, atât din punct de vedere economic, cât și din punct de vedere turistic. Noi acum în 2020, iată în curând 2021, stabilim ceea ce se va întâmpla peste 10, 15, 20 de ani și trebuie neapărat să avem în vedere faptul că peste 20 de ani nu noi vom fi cei care vom fi consumatorii sau beneficiarii a ceea ce pregătim acum, ci generațiile care vin. Cunoașteți de altfel foarte bine viața culturală a Brașovului, unde ați și debutat la numai 10 ani, nu-i așa, alături de Orchestra Filarmonicii Brașovene. Și chiar dacă de atunci, așa cum spuneați, ați fost aplaudat pe foarte multe scene, nu doar din România, dar și din Italia, Anglia, Belgia, Franța, Germania, Irlanda, Statele Unite, cu siguranță sunt foarte multe. Ați colaborat cu orchestre renumite și cu mari muzicieni ai lumii, ați ales Filarmonica din Brașov. Ați simțit că e nevoie de dumneavoastră sau dumneavoastră ați simțit nevoia de a fi acasă între prieteni? Am ales Filarmonica Brașov în 2002, de fapt ne-am ales unul pe celălalt, fiindcă în urma unei discuții cu managerul de atunci, cu intenția mea era foarte clară să revin în România, mi-era mult prea dor de locurile acestea, iar prima mea poziție în România ca salariat a fost ca solist concertist la Filarmonica din Brașov. Acum, bineînțeles, e un lucru foarte important și sunt foarte mândru că fac parte și din echipa Societății Române de Radiodifuziune, unde sunt solist concertist din 2009. Așadar, aș putea spune că balez între București și Brașov, însă locul unde mă simt acasă cu adevărat este acolo, undeva pe lângă Tâmpa. Chiar dacă, așa cum ați menționat, ați studiat în Statele Unite ale Americii și sub îndrumarea unor pianiști renumiți, ați fost chiar profesor asociat la Universitatea de Muzică din Boston, v-ați gândit totuși vreodată să rămâneți acolo sau ați plecat de la început cu gândul reîntoarcerii acolo, la Poalele Tâmpei?
De la bun început am considerat că va fi doar o experiență temporară. S-a prelungit, e adevărat, timp de 10 ani am tot studiat și apoi am activat ca pianist, profesor în Statele Unite. E o etapă importantă în viața mea, deoarece am învățat un alt mod de a privi lucrurile, de a face lucrurile, în modul acela american pe care foarte mulți îl cunosc, un pragmatism dus câteodată la extrem, însă combinându-l cu interiorul meu, care e de sorginte latină și cu tradițiile pe care le-am întâlnit în cursul dezvoltării mele, copil fiind adolescent, am reușit să creez, cred, un echilibru între cele două lumi pe care, iată, acum, și nu numai acum, de mult timp încerc să-l prezint și să-l folosesc în beneficiul scenei culturale românești. Și cu rezultate remarcabile, Romanian Piano Trio, Pianul Călător, Duelul Viorilor, cele trei dive, sunt doar câteva proiecte prin care ați reușit să aduceți un suflu proaspăt în muzica clasică din România. Și vreau să ne spuneți în ce măsură simțiți că rezultatele acestor eforturi au fost cele la care ați sperat atunci când le-ați demarat. Sau cum a evoluat România în acest domeniu? Să știți că rezultatele se cuantifică foarte simplu. Vă dau un simplu exemplu. În 2006, în Timișoara, am cântat alături de colegii din România în Piano Trio la sala colegiului de artă din oraș, unde am reușit să număr spectatorii din sală, fiindcă erau extrem de puțini, 47. Ei bine, 5 ani mai târziu, alături de Gabriel Coitoru și de Liviu Prunaru, acest renumit, aș putea spune, duel al viorilor, Stradivarius versus Guarneri, nu numai că am umplut sala Capitol, care are 1200 de locuri, ci au fost invitați 200 de spectatori să ia loc pe scenă lângă noi. De la 47 de spectatori la 1400, eu cred că rezultatele s-au văzut. Aceasta am făcut-o împreună cu partenerii mei, doamna Oltea Șerban Pârâu și nu numai. Radio România a fost un partener și este în continuare un partener de încredere. Bineînțeles că și televiziunea română, partener media în toate aceste intervenții culturale a avut un rol deosebit. Am reușit să facem lucrurile să se miște. Au fost cu siguranță multe momente remarcabile și nu doar în turneele din proiectul Pianul Călător, pe care le-ați inițiat în 2011 și în care chiar ați călătorit împreună cu pianul pentru a ajunge în zeci de localități în care nu exista nici măcar instrumentul, cu atât mai puțin concertele. Pianul Călător a devenit în timp un brand și vreau să vorbim puțin mai mult despre acest proiect, pentru că în acest an a ajuns la cea de-a 10-a ediție. Chiar dacă într-unul dintre cei mai dificili ani, probabil, pentru comunitatea artistică din întreaga lume, nu doar din România, și știu că l-ați omagiat pe Beethoven și iată că proiectul nu doar a rezistat, dar s-a și adaptat și a avut chiar o continuare la cererea publicului, dacă nu mă înșel, în luna septembrie. Paradoxal sau nu? În primăvară aveam programate peste 20 de recitaluri în toată țara cu acest pian călător, cel omagiat, într-adevăr, pe Beethoven. Am fost nevoit să ne repliem și am cântat în aer liber, în mai puține locuri, este adevărat, 5 sau 6, la începutul lunii iulie. Am schimbat un pic și programul, deoarece ce avusesem în minte nu se potrivea 100% unui spațiu exterior. Iar apoi, în toamnă, am revenit cu câteva alte concerte. Da, a fost o aniversare tristă, aș putea spune, fiindcă, într-adevăr, cred că 2020 a reprezentat și reprezintă în continuare un an foarte dificil pentru comunitatea artistică internațională. Cu toate acestea, aș putea spune că fără această pandemie mi-ar fi fost poate dificil să-mi realizez ce înseamnă să cânți fără public, cât de important este prezența publicului într-o sală. În ultimele luni am cântat mai mult
în transmisiuni în direct, fie pe rețele de socializare sau pe YouTube, și lipsa publicului s-a simțit absolut incredibil de mult. Lipsește acea energie de care avem nevoie. Știam că există această energie, dar nu mi-aș fi dat seama cât de importantă este și cât de puternică este și ce impact fantastic are asupra noastră, asupra artiștilor. Ce ar trebui să învățăm de la această perioadă? Noi, publicul, dar și lumea artistică. Eu cred că suntem într-un continuu proces de învățare, fiindcă părerea mea este că omenirea nu va reveni la cum era înainte de februarie 2020 și va trebui să găsim resurse atât mentale cât și emoționale, să fim extrem de inventivi și să avem grijă de fiecare dintre noi, astfel încât să găsim atât noi artiștii cât și publicul nostru și lumea întreagă, să găsim un mod de a trăi, poate sună ciudat, poate aș spune hibrid chiar, un alt mod, un alt fel de a înțelege lucruri. Eu cred că la nivel personal, cei care au reușit să folosească perioada din primăvară pentru a săpa adânc înăuntru sufletului și a minții fiecăruia, cred că au găsit răspunsul la multe întrebări pe care le aveau. Provocările sunt cu atât mai mari pentru noi toți și pentru dumneavoastră, nu doar în calitate de artist, dar și în calitate de manager cultural. Din fericire, creativitatea este la locul ei. Revenind însă la Brașov, și pentru că am vorbit despre creativitate, ați lansat anul trecut festivalul Tam Tam, un festival care a propus evenimente din domenii artistice variate și care s-a bucurat de foarte mult succes. S-a simțit efervescența publicului și nevoia de astfel de evenimente. În ce măsură v-a motivat acest succes să vă doriți să faceți mai mult pentru viața culturală din Brașov și veți continua acest proiect? Am continuat acest proiect și în pandemie, în 2020, în septembrie, în ciuda faptului că am fost nevoiți să restrângem din punct de vedere al întinderii temporale, cât și a numărului de evenimente, însă nu am părăsit scena, nu am părăsit corabia, să spunem asta. Aveam această dorință de a avea un festival multicultural în care artiștii colaborează, în care diversele forme de exprimare artistică se îmbină, deoarece am simțit că Brașovul nu este un oraș care să se îndrepte către o anumită direcție, nici muzică, nici teatru, nici arte vizuale, nici dans sau film într-un mod excepțional. Și atunci m-am gândit că aducând aceste arte împreună și prezentându-le unui public nișat, dar numeros, dacă se adună, vom reuși să îi facem interesați pe cei care, de exemplu, pe cei care sunt interesați de film, să îi facem interesați de teatru, cei de la teatru la muzică, cei de la jazz la rock, cei de la rock către clasic. Și s-a creat această efervescentă pe care cu siguranță o vom duce mai departe în anii ce vor veni. Mărturisesc că am simțit acea energie despre care vorbeați ceva mai devreme la concertul pe care l-ați susținut chiar de ziua dumneavoastră în frumoasa piață Sfântul Ioan, atât de minunat descrisă de Ioana Pârvulescu în volumul ei Inocenții, și îmi doresc și cred că toți cei care ne urmăresc își doresc să se întâmple mult mai multe asemenea evenimente și vă doresc ca această energie să se regăsească în Brașov în anii care urmează de cât mai multe ori, să reușiți să vă duceți la îndeplinire toate obiectivele, de ce nu, poate cea mai bună capitală culturală europeană ar putea fi unul dintre obiective? Asta îmi doresc, să devină o capitală culturală modernă, cea mai frumoasă care există deodată. Dar pentru asta este nevoie de foarte mult efort, de o gândire logică, rațională, de foarte mult avânt și încredere pentru toți cei care vor participa la și vor pune umărul la acest proiect, care pentru mine cu siguranță va deveni în curând un proiect de suflet.
Încă o dată mult succes, vă mulțumim și sperăm să ne revedem, să vă revedem și mai ales să vă reauzim cu bine cât mai curând. Vă mulțumesc și sărbători cu bine vă urez. Sărbători fericite! Nou 2021 mai mult! Continuăm campania prin care vă prezentăm asociațiile românești ce promovează țara noastră în lume și care au avut o colaborare constantă cu TVR Internațional în cei 25 de ani de activitate. În urmă cu 10 ani, la Roma era înființată Asociația ProPatria, cu scopul de a schimba imaginea României în peninsulă și de a-i ajuta pe tinerii români să-și păstreze legăturile culturale și identitatea națională. Vă invit să aflați mai multe despre proiectele asociației din reportajul următor. Comunitatea românească din Italia reprezintă prima comunitate străină din peninsulă, dar și cea mai mare comunitate de români din afara granițelor țării. În ultimii 10 ani, românii din Italia au învățat să-și afirme identitatea națională, să se cunoască și să-și promoveze valorile și cu ajutorul Asociației Culturale Româno-Italiene ProPatria. Într-un an aniversar special, Mioara Moraru, președinta asociației, rememorează contextul în care, împreună cu un grup de pasionați români și italieni, a înființat organizația cu scopul de a prezenta și promova cultura română în Italia. Ideea de a crea o asociație a pornit dintr-o nevoie, nevoia de a ne identifica, de a ne găsi un loc al nostru. În momentul acela existau asociații. Nu foarte multe, dar existau. În schimb, nu exista informația, nu știam, nu ne cunoșteam între noi. Și am pornit de la pur și simplu de la, ok, avem nevoie de ceva, ne facem singuri. Și ne-am croit singuri lumea noastră, în care am început să arătăm și să ne prezentăm așa cum vrem noi să fim văzuți, așa cum vrem noi să fim percepuți de ceilalți. Asociația s-a născut și cu ajutorul prietenilor italieni, pentru că aveam copii mici pe vremea aceea, asta se întâmpla prin 2007, aveam copii mici încă la școală, aveam un nucleu de părinți, copii, școlari, care ne întâlneau și erau foarte curioși să știe cum e la voi, de ce, cum. Și din povești am zis, ok, atunci haideți să încercăm să ne cunoaștem mai bine. Și de acolo s-a născut ideea de asociație, care mai târziu, ușor, ușor, a evoluat. În 2010 am înțeles că dacă vrem într-adevăr să facem un salt calitativ, să avem un pic de recunoaștere instituțională, un pic de trebuie să facem ceva în sensul ăsta. Și atunci am obținut statut juridic și am început să intrăm într-adevăr să avem activități care cu timpul s-au văzut, au fost activități importante, spunem noi. Noua viață într-o țară străină nu a fost lipsită de dificultăți nici pentru familia Mioarei Moraru, sacrificiul suprem fiind despărțirea pentru o perioadă de proprii copii. Pentru aceștia și pentru copiii românilor din Italia, mulți dintre ei foarte talentați, au fost gândite primele activități ale asociației. Copiii noștri nu mai vorbeau limba română și le era rușine cu ceea ce se auzea în jur să spună că sunt români. Și atunci am zis, ok, trebuie să facem ceva pentru copiii ăștia să se facă, să simtă că sunt români, că sunt apreciați, să nu le mai fie rușine de originile lor. Și citind ziarele, am văzut o mulțime de nume românești care, da, câștigau campionate naționale în Italia, nume românesc. Erau campioni de șah, nume românești. Și am zis, ok, atunci haide să încercăm să punem acești copii în vitrină, să încercăm să-i aducem, să-i promovăm și să demonstrăm societății italiene, pentru că asta era în momentul acela, asta era misiunea noastră în momentul acela, să încercăm să schimbăm o imagine, imaginea aceea negativă pe care o au românii în străinătate, prin performanțele pe care le au acești tineri, acești copii. Pe lângă o încărcată agendă culturală pentru a pune în valoare excelența descoperită în rândul tinerilor români stabiliți în străinătate, asociația organizează anual, începând din 2011, Festivalul Internațional ProPatria Tinere Talente Românești, devenit cu timpul un proiect destinat promovării imaginii României în afara granițelor și a elitelor românești. Suntem mândri că, unu, am reușit să ducem 10 ani acest festival, an de an, cu sacrificii, cu bucurii, cu tot ce a fost, cu tot ce a însemnat el. Și faptul că am reușit să aducem înăuntru în acest festival mai mult de 300 de copii care au fost premiați cu performanțe,
Mai mult de, n-aș putea să dau numere de artiști și de oameni importanți care au sprijinit festivalul, de instituții, de parteneriate media, cum este parteneriatul media cu TVR Internațional. Ce să zic, suntem într-adevăr mândri că, exact cum am spus, am pornit din nimic, de la un minus 1 și am reușit să aducem și să creăm așa ceva într-o societate pe care nu o cunoșteai, și care s-a lăsat nu cucerită, s-a lăsat într-adevăr încântată de ceea ce am putut să aducem noi pe scenă și să le prezentăm și să ne susțină, pentru că am avut de-a lungul anilor și anul acesta patronaje importante. Am avut patronajul Senatului Republicii Italiene, am avut patronajul Camerei Deputaților, patronajul de la Comisia care reprezintă Uniunea Europeană în Italia. Deci nu mai vorbim colaborarea fructuoasă cu ambasada, cu România în Italia, cu Academia României, care ne sunt parteneri de în ultimii 5 ani, ne-au fost efectiv parteneri și am lucrat cot la cot în realizarea evenimentelor. În decursul celor 10 ani, asociația a organizat sute de activități culturale, iar festivalul Pro Patria a găzduit 10 de evenimente, concerte de muzică clasică, expoziții, prezentări de film și teatru, devenind unul dintre cele mai importante evenimente culturale românești din Italia. A reușit nu doar să aducă împreună membrii comunităților, dar și să se bucure de recunoașterea și sprijinul autorităților locale. Suntem împreună acolo, familie mare, care într-adevăr participăm la evenimente. Pot să spun doar că pagina festivalului și pagina evenimentului în sine are zeci de mii de vizualizări în momentele de vârf ale festivalului, iar sunt peste 3.500 de persoane care o urmăresc cu consecvență. Nu numai români, și italieni. Deci încercăm să facem îmbinarea asta între... De fapt, ăsta este scopul nostru, să existe, să creăm aceste punți de comunicare între comunitatea italiană, comunitatea românească, să nu ne mai facă, să nu mai fim străini pe pământ străin, să ne simțim bine pe pământul pe care trăim. Chiar dacă planurile pentru ediția aniversară din acest an a festivalului au fost rescrise, aceasta a reușit să reunească mari artiști și personalități ale vieții culturale românești, care apreciază activitatea organizației. Pentru prima oară, o parte dintre evenimente s-au desfășurat acasă, în România, pentru valorile căreia asociația va continua să militeze. Chiar asta e cea mai mare dorință, să avem putere să mergem mai departe. Și pentru că obiectivele, până la urmă, ne le-am atins. Am creat o frumoasă familie a festivalului. Artiști consacrați, artiști tineri, artiști pe care îi urmărim în continuare. Am reușit să aducem laureații ai festivalului, să aducem în România. Pentru prima oară, festivalul pleacă din Italia și se întoarce acasă. TVR Internațional este partener al evenimentului începând cu anul 2013, când festivalul a căpătat valență internațională și pe scena sa a urcat artiști consacrați sau tinere talente din numeroase țări ale lumii, mulți dintre aceștia fiind premiați cu trofee Pro Patria, cu premii de excelență sau burse de studiu. Vă mulțumesc din suflet pentru faptul că ne-ați fost alături în toți acești ani, cred că sunt 7-8. Deja m-am pierdut un pic șirul de când TVR Internațional promovează și ne susține, ne este alături. Și considerăm că este cea mai importantă fereastră pe care o are diaspora spre România și invers. Deci și invers, diaspora poate să vadă ce se întâmplă în țară, la distanță. Și să aveți cât mai multă putere de muncă, cât mai multă putere și să ne sprijiniți în continuare și să aveți grijă de toată familia asta mare de români, care, de fapt, e a doua Românie care stă în afara granițelor, care e o altă Românie, e aceeași Românie în județe diferite, haideți să le numim așa. Avea succes și în România, dar asta nu l-a împiedicat să emigreze în Canada, dorind să-și împlinească destinul și să-și pună în valoare visul de a juca în filme și în seriale americane. S-a lansat în 2013 cu serialul Almost Human și a continuat să apară în producții de televiziune, dar și în filme de lung și scurt metraj și în piese de teatru. Este vorba despre îndrăgitul actor Rareș Dimofte, care în această perioadă se află în România cu noi proiecte. Liliana Văduva i-a aflat povestea. Despre români se spune că sunt frumoși și deștepți. Asta se știe deja. Pe lângă toate acestea, se mai spune că sunt și talentați. Să descoperi astfel de oameni este un privilegiu al meseriei de jurnalist,
care îți oferă șansa să întâlnești personalități pe care nu le-ai cunoaște în nicio altă postură. Așa am ajuns să cunosc oameni remarcabili care ne fac cinste și care sunt un model pentru noi toți. De data aceasta, vi-l prezint pe actorul canadian de origine română, Rareș Dimofte, căci despre el este vorba. Întâlnirea nu a avut loc în studioul nostru, ci într-o locație deosebită, o oază de liniște și confort de 5 stele, în centrul Bucureștiului. Sutter Palace Heritage Boutique Hotel a fost gazda perfectă pentru acest interviu. Bună ziua, Vanda Nicolau, să vă zile manager la Valadul Sutter. Ne bucurăm să vă avem la oaspete. Mi-a făcut o deosebită plăcere să vă conduc către suita de cadă, unde vă veți putea conduce interviu, dacă îmi permiteți, vă rog mult. O să mergem pe lângă acest splendid candelabru, făcut din cristale de muran și care a fost inspirat de coloana infinitului al lui Brâncuș. La câțiva pași, un plus până la vedeta Palatului Sutter, suita reală, de mai iubit, să intrați, că faceți interviu cu mare drag. Cei mulți dintre telespectatorii noștri te cunosc dintr-o producție de televiziune de acum, cred că mai bine de 10 ani. Dar aș vrea să-mi povestești puțin despre copilăria ta, despre adolescența ta și despre, eu știu, cum au fost ele pentru tine. Am avut o copilărie superbă, începând de la din Târgu Ocna, de unde m-am și născut. Acolo am copilărit vreo câțiva ani, până să mă mut înapoi la părinți, la Galați, unde și acolo am avut o mare distracție. Am trecut prin școala generală, prin liceu și în liceu în ultimul an mi-am descoperit cumva chemarea. Și am vrut să fiu actor. Am mers la școala de arte, de lângă Teatrul Dramatic din Galați. Acolo am făcut un an de zile actorie cu Grig Dristaru și apoi am dat la facultate la Cluj 4 ani împreună cu Diana Cosma și Radu Teampău și în primul an cu Marius Bodochi. Care a fost parcursul tău de la Cluj la București? În 2005, după ce am terminat facultatea la Cluj, am hotărât și eu și soția să ne mutăm la București, pentru că oportunitățile erau altele, în comparație cu, evident, Cluj. Și așa am început să joc în reclame, în ceva seriale TV, un pic de teatru, înainte de a pleca în Franța și apoi în Canada. Chiar dacă avea succes în România, visul lui Rareș era să se realizeze în străinătate. Dorea să joace în filme și seriale americane. Astfel, când a apărut posibilitatea de a începe o viață nouă, peste ocean, a profitat de ea chiar dacă asta însemna să lase în urmă tot ce a realizat până atunci. Vancouver a fost alegerea destinului. Ai hotărât să emigrezi în Canada. Mm-hmm. S-a întâmplat acum 10 ani. Da. Ce anume te-a determinat să faci? Am vrut mai mult pentru cariera mea. Asta a fost decizia. Am vrut mai multe oportunități. Știam că pot să fac mai mult pentru că am fost extrem de bine pregătit pe partea de actorie. Eram foarte curios să văd cum aș putea să mă dezvolt ca și imagine, ca și actor pe partea asta și de asta am decis să merg pe planeta America, cum îi zic eu, și America și Canada, unde oportunitățile sunt mai multe, sistemul este foarte diferit și munca de artist îți este foarte bine protejată prin sindicat, prin agenții, prin toată infrastructura asta pe care nu o găsești în România. Împreună cu soția lui, și-au asumat toate provocările noului început, așa că au luat-o de la zero și au început să construiască relație după relație, implicându-se foarte mult ca voluntar pentru a învăța sistemul nord-american. Care au fost cele mai mari provocări? Provocările au fost pentru că nu înțelegeam sistemul. Aia a fost o mare provocare. A trebuit să-l învăț de la zero, pentru că totul e foarte bine definit acolo. Tot sistemul e ierarhic și trebuie să înțelegi ierarhia. Nu pot să mă sar de la
numărul 1 la numărul 5, trebuie să mergi 1, 2, 3, 4, 5. Nu sunt ocolișuri. Și asta mi-a luat ceva vreme. Dar am avut un ajutor fantastic de la soția mea, Nadia. Ea are experiență vastă în marketing și m-a ajutat să mă înțeleg ca și pachet, ca actor, în primul rând. Una e meseria de actor și cealaltă este pachetul de actor. Și pachetul de actor contează foarte mult în America. Adaptarea la noul sistem nu a fost ușoară, dar a învățat ce trebuie să facă, cum și când trebuie să facă. Și-a stabilit scopuri clare, a aplicat tot ce a asimilat, a învățat din greșeli și eșecuri și încetul cu încetul a început să prindă rădăcini. După ce ai învățat sistemul nord-american, a trebuit să faci și primii pași în domeniu. Care a fost primii pași? Păi, după ce am semnat cu primul agent, a trebuit să, evident, să găsesc primul rol sindicalizat. Și a venit foarte repede, la o lună de zile, mă duc foarte bine aminte, și am ajuns pe set. Serialul se numea Almost Human, de pe Fox. Și am fost surprins, plăcut, de mecanismul facerii unui serial de o magnitudine colosală. Mă refer la toată lumea știa ce trebuie să facă, și totul mergea ca uns. Nimeni nu se certa, nimeni nu se împiedica de nimeni și așa mai departe. Și eu am fost acolo, o borăticică foarte mică, am fost angajat, am fost la costume, machiaj, mi-am făcut treaba, am plecat acasă. Și a durat foarte puțin. Dar mi-a plăcut experiența, mi-am dat seama de eficiența americană pe care o apreciez și acum. În ce an se întâmplă asta? 2013. Procesul inițial de integrare a fost însoțit firesc de un demers constant focalizat pe dezvoltarea personală. La început au fost lungi tatonări, speranțe, emoții, încercări și poate și insuccese, dar asta l-a determinat să lupte mai mult pentru visurile sale. Am avut foarte multe audiții și am învățat cum să dau audiții. Pentru că, iarăși, e foarte diferit față de sistemul european. Și, la fel, eficiență, nimic peste măsură, mergeți, faci treaba, ai plecat. În 2015 am luat primul meu rol recurring. Recurring însemnând mai mult de un episod, adică două, trei și așa mai departe. În The Man in the High Castle, omul din castelul înalt, scris de Philip K. Dick, o carte preferată de-a mea. Și spre surpriza mea, la o săptămână am primit o audiție, am luat rolul și a fost fantastic. Am gustat fiecare moment pe platou respectiv, pentru că am învățat enorm de multe, foarte multe date tehnice și de acolo mi-a pornit o altă pasiune de-a mea, producție, să fac și producție, să devin și producător. Cu perseverență și voință, s-a dedicat complet visului de a juca în filme și seriale americane. Astfel că, după 10 ani de Canada, are deja un portofoliu important de realizări profesionale. A acumulat peste 50 de credite în film și televiziune, atât în industria profesionistă, cât și în mediul independent. A avut 10 de apariții în filme și seriale americane, care i-au adus multiple premii și nominalizări internaționale pentru rolurile pe care le-a interpretat. Îmi sunt dragi proiectele pe care le-am și produs. Am jucat și am și produs. Unul din ele este Polimorfia, un film făcut cu studenții de la Școala de Film și Televiziune din Vancouver, VFS, care și acel film a avut o carieră superbă la festivaluri, și Kingspin. Iar restul proiectelor îmi sunt dragi pentru că am învățat foarte multe date tehnice de care aveam nevoie. Dar de când am ajuns acolo până la ultimul serial pe care l-am făcut în Canada, am învățat enorm și încă învăț.
Deși a părăsit țara cu 10 ani în urmă, Rareș nu a renunțat niciodată să trăiască și să simtă o anumită emoție când vorbește despre România. În toată perioada asta de 10 ani, care a fost relația ta cu România? Abia așteptam să joc din nou în românește. Și am avut o ocazie specială să fac un film, un scurt metraj, aproape mediu metraj, care se numește Kingspin, unde mi s-a propus să joc în limba mea maternă. Pot să spun că am avut piele de găină pe tot parcursul filmării respective. Apropo, filmul a luat foarte multe nominalizări și premii internaționale. Am avut și un serial american, am jucat un preot român. Dar când erai în Canada, ți-era dor de România? Da. De ce anume ți-era dor când te gândeai așa la țară? De ce anume ți-era dor? De inspirații. Oarecum, la un moment dat acolo, mi-am pierdut abilitatea de a-mi găsi inspirație în aproape orice. Și mi-am dat seama că, da, știu ce îmi lipsește. Îmi lipsește acasă. Îmi lipsește, nu știu, relația interumană românească, relația mea cu locurile unde am crescut, unde m-am născut și așa mai departe. Dar mi-a lipsit țara, deci mi-a lipsit inspirația românească. Acum, după revenirea în țară, unde este acasă pentru tine? Nu știu. Nu am stat de ajuns nici în Canada să o numesc acasă și acum la întoarcere nu am stat destul cât să îmi răspund la întrebarea asta. Aș sta aici pentru tot restul vieții sau nu știu. Și cum ai găsit România după 10 ani? Schimbată, dar nu profund. Îmi place să regăsesc românismul după care am trânjit atâți ani. L-am regăsit acolo. E încă bine. Dincolo de pasiunea pentru cinematografie, ce-ți mai aduce ție bucurie? Oh, Doamne, în primul rând mi-aduce bucurie de un an și aproape jumătate copilul nostru. Avem o fetiță superbă și acum toată atenția, evident, este spre copil și toată activitatea noastră se va schimba sau e pe cale să se schimbe și toate planurile în zona noastră vor fi retransformate pentru copil mai încolo. Și asta e o senzație extraordinară. Aș vrea să spun puțin și despre legătura ta cu comunitatea românească din Vancouver. Cunosc foarte mulți români din Vancouver, începând cu prietena noastră comună Adelina Șovagău, și am cunoscut foarte mulți oameni de afaceri. Este o comunitate strânsă. Din păcate, programele nu se sincronizează întotdeauna și nu putem avea foarte multe întâlniri să ne cunoaștem și mai bine, dar întotdeauna am sperat, poate găsim o cale. Dar e o comunitate strânsă în Vancouver. Rareș Dimofte este implicat în proiecte independente, astfel încât împărtășește experiența profesională, dar întoarce și ajutorul pe care i l-a oferit comunitatea. Se întoarce în România după 10 ani, unde împreună cu soția sa, Nadia Dimofte, plănuiesc să lanseze o serie de proiecte culturale. Soția mea a preluat o afacere din lumea independentă a filmului, respectiv Raindance Vancouver, care face parte din Raindance Independent Film Festival din Londra. Acest club sprijină făcătorii de filme independenți, prin proiecții, prin evenimente, prin cursuri de specialitate și așa mai departe. Și am vrut să aducem acest club și în România. Dar a venit minunata pandemie, s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Din păcate nu putem să mergem deocamdată mai departe cu demersurile, pentru că toate evenimentele erau, aproape toate evenimentele erau față în față cu oameni și nu putem avea foarte multe evenimente de genul ăsta acum, dar nu disperăm, vedem ce o să se mai întâmple.
Rareș Dimofte este un actor de succes. Este tânăr, carismatic și a ales în viață ceea ce îi place. Drumul lui nu a fost ușor și nici scurt. Nu a fost lipsit nici de piedici, frustrări sau provocări. Dar, în final, a reușit. Acum se poate spune despre cariera lui Rareș Dimofte că este o poveste de succes. O poveste interesantă despre curaj, șansă și pasiunea pentru film. Pentru că de curând a fost ziua de naștere a uneia dintre cele mai îndrăgite soprane românce, doamna Leontina Văduva, semnalăm în minutele următoare un eveniment inedit dedicat acestei minunate artiste din elita mondială, una dintre cele mai importante soprane ale lumii din ultimele decenii, cu peste 30 de ani de carieră internațională. Este vorba despre o expoziție eveniment intitulată Leontina Văduva și marile scene ale lumii. Expoziția, organizată de Asociația pentru Muzică, Artă și Cultură, avându-l drept inițiator și coordonator pe neobositul Mihai Stan, va putea fi vizitată în perioada 18 decembrie-10 ianuarie în foaierul Muzeului Municipiului București, Palatul Suțu. Aflăm detalii despre lucrările expuse chiar de la autorul acestora, artistul plastic Florian Doru Crihană. Bună seara, bine v-am găsit! Bună seara, bun găsit! Vă mulțumim foarte mult pentru că ați acceptat invitația noastră. Sunteți acasă, la Galați și nu în platoul emisiunii așa cum ne-am fi dorit, dar ne bucurăm să putem vorbi despre acest frumos eveniment. Ce a însemnat pentru dumneavoastră această propunere venită din partea Asociației pentru Muzică, Artă și Cultură? O schimbare, în primul rând, în preocupările mele, pentru că deodată a trebuit să fac o serie de portrete, ceea ce nu mi-este specific. Eu sunt recunoscut pentru altfel de lucrări, altfel de serii, în special despre arhitectura orașelor europene. Și când am primit propunerea, mi-am luat un timp de gândire, bineînțeles am schițat un mic proiect, cum ar ieși. Este un risc să schimb deodată ceea ce faci tu și pentru ceea ce ești recunoscut. Însă răspunsul meu a fost pozitiv, l-am transmis și acum, iată-ne, înaintea evenimentului cel mare, inaugurarea expoziției. Câte lucrări cuprinde expoziția și în cât timp le-ați pregătit? Am lucrat pe toată durata acestei pandemii. Sunt 30 de lucrări în total, 20 de portrete și 10 lucrări le-am rezervat operelor, clădirilor și sălilor celebre ale lumii. Fiind în fața acestor 20 de portrete, am fost nevoit să răscolesc operele, sopranii Leontina Văduva, scenele, clădirile și rolurile, chipurile pe care soprana Leontina Văduva le-a înfățișat pe scenă. În unele lucrări a trebuit să vizionez videoclipuri fără muzică pentru a vedea atent trăsăturile și am fost nevoit să dau pe videoclip secundă cu secundă pentru a înțelege expresia chipului. Sigur că vom lăsa publicul să descopere în expoziție lucrări precum Veneția romantică, norocul unui joc de cărți la Viena sau finalul american. Până atunci însă vreau să vă invit să urmărim și mesajul pe care doamna Leontina Văduva, astăzi profesoară de canto la Conservatorul Claude Debussy din Paris, dar și la Școala Superioară de Muzică din Lausanne, ni l-a transmis. Luna decembrie este o lună plină de evenimente. Deja Ziua Națională a României pe 1 decembrie, după care sărbătorile se țin lanț. 6 decembrie Sfântul Niculae și pe 18 decembrie este ziua în care se desfășoară inaugurarea expoziției eveniment a lucrărilor talentatului grafician Florin Doru Crihană, inspirate de rolurile pe care le-am interpretat pe scenele lumii. Ca întotdeauna, dragul meu prieten Mihai Stan găsește idei minunate de a celebra arta și cultura. Cu ocazia aniversării de 60 de ani de viață, mi-a făcut surpriza de a federa în jurul acestei idei expoziție eveniment ambasadele Austriei, Argentinei, Angliei, Spaniei și numai puțin Asociația pentru Muzică, Artă și Cultură, Muzeul Municipiului București, loc în care se va desfășura expoziția,
Muzeul Național George Enescu și totul sub patronajul Ministerului Culturii și în parteneriat cu galeria Tiny Griffin din Nuremberg. De asemenea, Floria și Wagner, arte frumoase și povești. Cu această ocazie mulțumesc tuturor din suflet pentru faptul că s-au reunit să mă sărbătorească anul acesta. Vă invităm la Muzeul Municipiului București din Piața Universității să pătrundeți alături de mine în magia operei și să stați o clipă în cele mai frumoase scene ale lumii. La mulți ani, sărbători fericite și cu sănătate, vă doresc din toată inima și sper că acest periplu pe scenele operei prin condeiul domnului Crihană vă va încânta zilele de sfârșit de an. La mulți ani! Mi-ați mărturisit că pe lângă această expoziție dedicată Leontinei Vădva ați lucrat foarte mult în acest an atipic pentru majoritatea artiștilor. Știu că ați avut, de exemplu, expoziție la Nuremberg, care s-a bucurat de un mare succes, fiind curatoriată de doamna Cristina Simion. Și vă rog să ne spuneți mai multe despre acest eveniment. Paradoxal, s-a bucurat de succes, pentru că limitările au fost și în Germania și s-a desfășurat în aceste timpuri grele. I s-a dus vestea pentru că e ceva inedit. Eu îmi spun părerea asupra istoriei orașului Nuremberg. Am atacat probleme sensibile și cred că asta i-a atras în mod surprinzător și poate că e destinul meu. Anul trecut am studiat timp de câteva luni ciuma în Nuremberg. Această boală care acum câteva sute de ani a măcinat Europa și germanii au tratat această boală în mod special. Americanii de la Universitatea din Arizona au scos o carte în care au descris în lux de amănunte felul cum oficialitățile, instituțiile au avut grijă de acei bolnavi, umanitatea cu care i-a tratat. Ceva cu totul special și mi-am luat acest timp, neștiind că va veni o pandemie, să studiez ce au spus americanii și să arăt în 3-4 lucrări concluziile mele. Și trebuie să spun că cea mai apreciată lucrare din expoziție a fost una despre găzduirea bolnavilor în Nuremberg. Și știu că expoziția a fost prelungită la cererea primăriei orașului cu încă 20 de zile. Iată ce recunoaștere importantă. Sigur că ați realizat și numeroase lucrări dedicate României, cum ar fi cărțile poștale din București, foarte apreciate, sau cele cu mesaj ecologist. La ce lucrați acum? Aș spune că Bucureștiul este un subiect care l-am în vedere. De fapt, eu am făcut primele 10 lucrări dintr-o serie pe care mi-aș dori o completă, până la 40 de lucrări, însă aștept și eu o instituție bucureșteană, națională, să se alăture, să mă sprijine, pentru că mereu le fac din proprie inițiativă și nu am sprijin. Da. Vă dorim să găsiți acest sprijin și nu doar la public și să reușiți să transmiteți în continuare asemenea mesaje foarte interesante. Vă dorim multă sănătate și vă mulțumim încă o dată pentru acest interviu. Vă așteptăm cu prima ocazie și în platoul emisiunii A doua Românie. Numai bine și sărbători fericite! La revedere! Tradițiile românești de Crăciun sunt foarte apreciate peste hotare, poate chiar mai mult decât acasă în România. Astfel, de 5 ani, în prag de sărbători, Academia di Romania din Roma, Episcopia Ortodoxă Română în Italia, Asociația Italiană Insieme per Latos Onlus și Radio România, cu patronajul Ambasadei României în Italia și al Ambasadei Țării Noastre pe lângă Sfântul Scaun, organizează un concert de Crăciun intitulat Tradiții prin ochii de copii. Scopul acestei inițiative este să sprijine și să
împărtășească, să promoveze în rândul copiilor români născuți în peninsulă, dar și a italienilor, însemnata moștenire culturală legată de tradiția cântecelor de Crăciun. Tradiție ce reprezintă nu numai o pagină de poezie, ci și o concentrare a teologiei creștine populare. Urmăriți un reportaj de Elena Postelnicu. Scopul acestei inițiative este să promoveze în rândul copiilor români născuți în peninsulă, dar și a italienilor, însemnata moștenire culturală lăsată de tradiția cântecelor de Crăciun. Concertul din acest an a fost înregistrat în parohia Sfântul Proroc Ieremia din Guidonia, de lângă Roma, urmând să fie transmis integral online la 18 decembrie la ora 19 pe rețelele de socializare ale organizatorilor și ale celor două ambasade. Este primul an în care, respectând toate restricțiile impuse de guvernul de la Roma, organizatorii nu pot avea public la concert, însă încearcă prin colinde să intre în prag de sărbători în casele românilor, dar și ale italienilor. Este un eveniment dedicat, spuneam, dialogului intercultural româno-italian. Este un eveniment dedicat identității culturale, etnice și lingvistice românești, un eveniment care folosește un instrument extrem de puternic aflat la îndemâna tuturor operatorilor culturali până la urmă și mă refer aici la limba română și la muzică. Este un produs cultural de succes, de calitate și vede, spuneam, participarea a numeroase coruri și asociații românești active în Lazio și în Roma. Este un eveniment care an de an aduce în casele românilor din Italia, dar și în casele celor trăitori în România și în altă parte în Europa, mesajul comunității românești din Italia, mesajul cultural care încearcă, în acest caz prin intermediul muzicii și al tradițiilor populare, să familiarizeze publicul tânăr, să familiarizeze pe cei tineri veniți la vârstă fragedă în Italia sau născuți aici în ultimii 10-15 ani cu ceea ce înseamnă realitatea culturală, tradițiile populare românești. La această ediție a evenimentului participă coruri din 3 parohii ortodoxe din regiunea Lazio, îndrumați de episcopul ortodox român, preasfințitul Siluan, care a răspuns pe Zoom întrebărilor puse de copiii prezentatori. Ceea ce trăim noi este foarte frumos să împărtășim și cu alții. Și cu alți prieteni români, copii români, cunoștințe, rudenii, vecini, prieteni, dar și cu cei de aici, cu italienii, să le explicăm, să învățăm, să invităm la noi, să cunoască mai bine tradiția noastră. Copiii au interpretat cu mult talent cântecele de Crăciun. Prea ocupați, prea grăbiți, prea uituci și prea culți. Nu ne mai bucură farmecul iernii, suntem adulți. Nici nu mai credem în bazme și nici în miracolul lor. Aș vrea înapoi inocența copiilor și-aș vrea să spun măcar acum în ajun. Eu cred în tine, Moș Crăciun, și cred în minuni. În condițiile în care tot mai mulți italieni sunt curioși să descopere tradițiile românești, la organizarea acestui concert s-a alăturat și în acest an asociația Insieme per Latos. Pentru asociația noastră, dar și pentru alții italieni, aceasta este o oportunitate de a intra în vârful picioarelor și cu respect în acest univers
cultural bogat și necunoscut nouă. Colindele, care reprezintă nu numai o pagină de poezie, ci și un concentrat de teologie creștină populară, oferă o oportunitate unică de a savura atmosfera de Crăciun. Concertul organizat de copiii și adolescenții români a avut susținerea Ambasadei României în Italia. Tradițiile sunt importante pentru că tradițiile dau putere unui popor, îl reprezintă, te raportezi la ceva care face parte din cultura ta proprie, din obiceiul tău. Mai mult decât atât, este o chemare oarecum etică de a fi. Tradiții prin ochi de copii reușește în Italia să facă cunoscută profunzimea sufletului românesc și în același timp să creștem împreună copiii români cu copiii italieni în spiritul cunoașterii și în spiritul universal al sărbătorii creștine Nașterea Domnului. Și Ambasada României, pe lângă Sfântul Scaun, a sprijinit această frumoasă inițiativă. Este foarte important pentru noi să învățăm pe copiii noștri ce valori autentice, ce valori profunde am cultivat de-a lungul istoriei și cât de frumoase sunt tradițiile și obiceiurile noastre. Acești copii, mai ales în împrejurările actuale, nu pot trăi bucuria și emoțiile sărbătorilor de iarnă acasă, în acel spațiu de baladă care este spațiul românesc. De aceea, inițiativa organizatorilor mi se pare cu totul și cu totul îmbucurătoare, pentru că face legătura aceasta sufletească între cei de acasă și cei de aici, reală, funcțională. Și de aceea doresc încă o dată, în preajma sărbătorilor de iarnă, să urez tuturor sănătate, în primul rând, să urez tuturor sărbători în liniște și pace. Prezentatorii acestui concert au fost trei copii români născuți în Italia, sensibili la tradițiile transmise de părinții lor. Mă pot foarte mult apropia de colindele, tradițiile române și mai ales să înțeleg mai bine pe bunicii mei când vorbesc. Este o experiență foarte frumoasă și prezentând acest concert și auzind colindele, mă simt în România și mă simt mai aproape celor dragi care se află acasă în România și pot trăi și simți Sfântul Crăciun. În acest mod pot să descoperi frumusețea tradițiilor românești și parcă aș fi exact în România și aș vrea să urez tuturor bunicilor din România la mulți ani și Crăciun fericit! Copiii români din regiunea Lazio au îndrăgit folclorul și obiceiurile la cursurile organizate de bisericile românești din Italia. Este vorba despre grupul de tineri, de adolescenți al parohiei Înălțarea Sfintei Cruci din Roma, cei cu care ne întâlnim săptămânal la biserică și cu care avem diverse activități. Astăzi ne-am pregătit cu colinde, pentru că este perioada colindatului și în timpul anului avem și alte activități cu tineri. Noi, părinții, suntem toți români. Parte din copii s-au născut în Italia, dar sunt unii născuți și în România. Și oriunde ar fi născuți, ei nu trebuie să piardă identitatea aceasta națională și tradițiile și obiceiurile noastre. Eu sunt născut aici, m-am născut aici, așa, am crescut aici, am bunici în România care m-au învățat tradițiile românești, părinții, bunicii. În țară n-am colindat niciodată, mi-ar fi plăcut să colind și eu în țară, dar sunt 13 ani de când sunt în Italia, dar tradițiile le mențin cu părinții, chiar și cu grupul bisericii și este foarte frumos. Îmi plac colindele și tradițiile românești, chiar dacă sunt născută în Italia. Îmi place foarte mult și portul românesc, nu întâmplător îl și îmbrăc. Eu am fost la colindată în România,
Și chiar am foarte multe amintiri de când mergeam la colindat cu toți prietenii mei. Și acum îmi lipsește un pic această tradiție și ne-am gândit și cu ideea preotului să o reproducem aici, în Italia, ca să ne amintim de vremurile frumoase când mergeam în România la colindat. N-am colindat niciodată în România, deci aici le-am experimentat prima oară. Mulțumim biserica și doamna preoteasă aici. Că nu vrem, că nu vrem ca să ședem, numai să vă, numai să vă colindăm. Proiectul de lecturi și dezbateri Inside Outside a fost organizat de Muzeul Național al Literaturii Române în parteneriat cu Centrul Ceh din București ca o prelungire a unuia dintre cele mai importante evenimente de lectură publică din Europa Centrală, festivalul Authors Reading Month. Festivalul are loc în Cehia, dar a fost extins în ultimii ani și în Slovacia, Polonia și Ucraina. Ediția din 2019 a acestui festival a fost dedicată României. Evenimentul, la care au participat 30 de scriitori români, a fost organizat în coproducție cu televiziunea cehă, care a realizat în acest an o serie de scurtmetraje cuprinzând portretele scriitorilor români prezenți în festival. Detalii în reportajul realizat de colegul meu, Sandrino Gavriloaia. Proiectul Inside Outside a fost organizat de Muzeul Național al Literaturii Române în parteneriat cu Centrul Ceh din București ca o prelungire a festivalului Luna Lecturilor de Autor din Cehia. Fiind unul dintre cele mai importante evenimente culturale din Europa Centrală, festivalul se desfășoară simultan și în Slovacia, Polonia, Ucraina. Ediția din 2019 a fost dedicată României. 30 de scriitori români, câte unul pentru fiecare zi a lunii, au fost invitați să participe la un veritabil maraton al lecturilor publice, desfășurat în mai multe orașe din cele 4 țări menționate. Festivalul Luna Lecturilor de Autor este organizat în coproducție cu televiziunea cehă, instituție care a realizat cu acest prilej o serie de scurtmetraje, film portrete ale scriitorilor noștri invitați în Cehia. Cum a fost festivalul dedicat autorilor români de anul trecut din Cehia? Este un festival absolut ieșit din comun și care efectiv nu seamănă. Am fost la multe zeci de festivaluri în lume, în viața mea, dar chiar nu seamănă cu niciunul. Sunt 4 țări organizatoare și festivalul nu se desfășoară într-un loc, ci în 4 orașe din 4 țări. De exemplu, eu am sosit la Brno, a fost primul loc unde am citit. După masa, seara, a avut loc o discuție, după de fiecare dată aveau loc și discuții și dezbateri cu publicul. Seara am dormit în Brno, dimineața am plecat spre Slovacia, a doua zi am citit în Slovacia, am dormit în Slovacia, am plecat spre Polonia și ultima țară a fost Ucraina. În ceea ce mă privește, și de data asta spun mai puțin ca poet, cât ca om pe care îl interesează țara lui și celelalte țări din Est. Deci, pentru mine a fost foarte interesantă experiența de a trece dintr-una într-alta prin 4 țări foste comuniste, 4 țări foarte diferite, 4 orașe, dintre care 2, Wrocław și Lviv, deci în Polonia și în Ucraina, erau orașe care aparținuseră înainte de război altor țări. Deci aparținuseră Germaniei și acum aparțineau Poloniei și Ucrainei. Adică o experiență extrem de interesantă politic, sociologic. Cred că pentru mine, din acest punct de vedere, concluzia acestei experiențe a fost că sunt aceleași reziduri ale comunismului
chiar dacă unele sunt puțin mai dezvoltate economic decât altele. O experiență bună pentru cineva care are oasele și energia să participe la genul ăsta de manifestare, de festival, care presupune o serie de lecturi, un turneu practic. N-a fost tocmai ușor, fiindcă trebuia ca în fiecare zi să ne punem pe drum și să ajungem într-un alt oraș, unde seara aveam o altă lectură. Practic nu cred că am stat două nopți decât în Brno și în Lvov. În Košice și în Wrocław și în Ostrava am petrecut ceva mai puțin de o zi. A fost o experiență care mie mi-a prins bine. Începeam să mă anchilozez puțin și asta mi-a permis să-mi pun scrisul, deci și ființa, într-un alt tip de context. Mai ales că a fost vorba de câteva țări în care se vorbesc limbi slave, care nu au legătură cu limba noastră, și în care am fost pus în fața unui public în fiecare dintre aceste orașe, care în general nu știa foarte multe despre cultura română, sau dacă știa despre cultura română, știa despre scriitorii mondiali pe care i-a dat în prima parte a secolului 20 cultura noastră, pe Cioran, pe Ionesco, pe Eliade, puține referințe de după al doilea război mondial. Și atunci a trebuit cumva să fim și ai prezentului, dar în același timp să creăm și un fel de contextualizare în așa fel încât să nu pară că venim de nicăieri sau că există un hiatus între anii 30 ai secolului trecut și 2019, că s-au mai întâmplat lucruri remarcabile și că venim la capătul unor revoluții culturale și istorice. În ciuda rigorilor și distanțărilor datorate pandemiei, proiectul Inside Outside și-a propus o apropiere de publicul bucureștean prin lecturi publice, dezbateri, dialoguri și proiecții de scurtmetraje care au evidențiat nu numai opera și personalitatea scriitorilor participanți, ci și profilul aparte al festivalului Luna Lecturilor de Autor. Inside Out înseamnă, la urma urmei, ținând seama de perioada în care ne aflăm și faptul de a organiza un spectacol cu mască sau fără mască și faptul de a-l organiza afară sau înăuntru. Mulțumim mult Muzeului Național al Literaturii Române că, iată, putem să-l organizăm afară în această superbă grădină. Voiam să vă întreb, stimată doamna Ana Blandiana, dacă în calitate de prim invitat al acestor seri literare Inside Out, sunteți de acord ca să abordăm ideea de Inside Out? Ea este interesantă și făcând o comparație între cum se petrec lucrurile nu numai inside, deci în țara noastră, față de străinătate, dar și cum se petrec lucrurile în fostele țări comuniste față de cum se petrec în Occident. Hai să vorbim acum puțin despre acest festival Authors Reading Month, la care ai participat anul trecut. A fost o experiență interesantă pentru tine? Ai întâlnit poeți interesanți? Care au fost dificultățile? Care au fost beneficiile? Sigur că a fost o experiență bună pentru mine. Am apucat să văd niște locuri, să ajung în niște spații foarte importante ale Europei Centrale și care conturează o istorie care coboară de până prin secolul al XVI-lea și care, între secolele XVI și XIX, vorbim de Moravia în principal, dar și de Galiția, de vestul Ucrainei de astăzi, de Silezia, niște spații care conturează, de fapt, ceea ce înseamnă sensibilitatea și un anumit spirit al Europei Centrale.
Și pentru că ne pregătim de sărbători, când de pe mesele mai mult sau mai puțin îmbelșugate nu lipsește vinul, vă aducem în atenție o poveste a vinului românesc. O adevărată istorie de note gustative alcătuite cu migală pe platforma care îi poartă numele de Marinela Ardelean, critic de vin și autor, organizator de evenimente de succes în lumea vinului și jurat în concursuri internaționale de vin. Bună seara, Marinela Ardelean! Bun găsit! Bună seara și bine v-am regăsit! Da, mă bucur că reușim să ne vedem, chiar dacă ar fi fost mai bine să ne aflăm aici în studioul TVR Internațional. Iată că într-o perioadă în care aproape totul se întâmplă în mediul online, vorbim despre cel mai complex instrument digital dedicat vinului din România și din Republica Moldova, așa e? Așa este. Într-adevăr, perioada aceasta foarte încărcată și solicitantă pentru fiecare dintre noi a avut și o parte bună, și anume mi-a oferit posibilitatea și timpul necesar pentru a duce la bun sfârșit un proiect început deja anul trecut. La începutul lunii octombrie am reușit să lansez platforma care îmi poartă numele și este o mare, mare, mare bucurie și totodată mândrie pentru mine. Cum funcționează și cum poate fi consultată această imensă hartă, până la urmă, a vinului românesc? O hartă, cum foarte frumos ai definit-o tu, într-adevăr este foarte complexă această platformă. Sunt peste 1000 de vinuri pe care le-am degustat, povestit, prezentat cu foarte multe filtre, și anume cu posibilitatea de a selecta un vin pentru o anumită ocazie de consum, pentru cadou sau pentru un simplu prânz în familie sau în funcție de preț, în funcție de opțiune sau preferințele pe care fiecare dintre noi am putea să le avem. Zilnic aproape degust vinuri, chiar dacă mă aflu departe de țară în momentul de față. Dar săptămânal, spre exemplu, văd degust vinuri de la 4-5 grame și zilnic le degust. Săptămânal urc aceste vinuri pe platforme, degustările lor, povestea cramei, și așa se adună nu numai numărul mare de vinuri și de crame, dar și o informație constant actualizată pentru iubitorii de vinuri. Cum funcționează această platformă? Sunt 3 abonamente care pot fi accesate lunar, trimestrial și anual. Abonamente care oferă acces la informații atât referitor la vinurile care sunt prezentate, descrise, povestite foarte amplu, mult mai amplu decât reușeam să o fac în cărțile de Wine Book of Romania. Și totodată informații despre producători. Practic orice iubitor de vin din lume poate raporta prin acest portal vinul lui favorit la un alt vin, înțelegând astfel mai ușor calitatea lui. Înțeleg că există un sistem internațional de evaluare. Așa este. Începând cu această platformă, am început să acord și punctele Parker, puncte, 100 de puncte, ceea ce în mod normal se acordă într-un concurs internațional de vinuri. Astăzi putem să folosim și să ne folosim, mai bine zis, de acest punctaj 100 de puncte Parker, și totodată oferă și posibilitatea unui iubitor de vinuri din afara României, din, nu știu, din Canada sau din Australia, să poată să compare un Merlot de 90 de puncte din țara lui cu un Merlot din România. În ce măsură, în momentul de față, după experiența pe care ai acumulat-o în cei 10 ani în care ai studiat vinurile românești, putem spune că vinul românesc poate constitui o carte de vizită pentru țara noastră? Întotdeauna am crezut în vinul românesc ca și o carte de vizită pentru România. Și cred în continuare, cu atât mai mult cu cât avem din ce în ce mai mulți producători mici, producători care investesc în viitor, care au o creștere constantă a calității, dar și mai mult mulțumită consumatorilor care doresc să fie informați, care sunt curioși
care încep să experimenteze diverse vinuri, diverse etichete. Există o curiozitate cumva legată de această lume, cea a vinurilor. Toate informațiile, toate recenziile, peste 1000 de recenzii, dacă nu mă înșel, urcate pe această platformă, sunt rezultatul experienței pe care ai acumulat-o timp de 10 ani și care au însemnat chiar un tur mondial al celor mai exclusiviste crame, dar și 5 volume, dacă nu mă înșel, dedicate vinurilor din România, dar și din Republica Moldova. E o muncă infinită, nesfârșită, dar care îți alimentează în mod constant entuziasmul. Nu ai cum să rămâi indiferent când vezi atâta pasiune, atâta dăruire și până la urmă vinul este un fel de a trăi, este cultură, ne cunoaște mai bine țara, ne cunoaște mai bine poporul și când vezi că și rezultatele vin, adică calitatea la vinuri, la oameni, la cei care povestesc vinul, la consumatorii din ce în ce mai avizați. Pe de altă parte, am văzut în lumea în care mă învârt eu, din ce în ce mai multe persoane au învățat despre soiurile noastre, au învățat despre producători din România, vin cu dorința de a găsi vinurile noastre și în alte țări. Este, eu zic că e un mare succes și că încet, încet vom reuși să punem România pe harta vinurilor atunci când vine vorba de excelență și de calitate, din ce în ce mai mult. Și pentru că pe platformă se regăsesc și vinuri de pe malul stâng al Prutului, putem spune că Republica Moldova reușește să valorifice mai bine această piață, să fie mai eficientă în promovarea vinurilor ca parte a culturii specifice țării? Eu zic că da, este unul dintre motivele pentru care am ales să așez la aceeași masă vinurile românești cu cele moldovenești. Pe de o parte, pentru că vorbim de aceleași soiuri, vorbim de aceeași limbă, în concepția mea suntem frați până la urmă, dar pe de altă parte este și o concurență care face bine. Face bine pentru că învățăm că e nevoie să fim uniți și e nevoie să promovăm până la urmă vinul românesc mai mult decât vinul unui anumit producător sau un anumit soi sau o anumită regiune, pentru că unde-s mai mulți, puterea crește, cum spune și proverbul, iar moldovenii chiar ne învață acest lucru, atât în țară la noi, cât și mai ales în evenimentele internaționale, unde sunt prezenți cu brandul Wines of Moldova și care are un mare succes în afara granițelor. Cum a fost primit acest demers, acest spațiu virtual dedicat pasionaților de vin și mai ales pentru cine a fost gândit? Cui se adresează în special? A fost gândit în primul rând pentru consumatorul final, pentru iubitorii de vinuri, dar totodată pentru distribuitori și importatori, pentru că este iarăși o altă categorie căruia acord o atenție deosebită. Locuind în afara țării este și o provocare pentru mine să văd din ce în ce mai mult vinurile românești și în afara țării. Și pentru că, deși ne aflăm încă în perioada postului, ne pregătim de sărbători, nu pot să nu te întreb la final, ce vinuri se recomandă pentru masa de Crăciun, pentru un meniu specific românesc, să spunem? Aș recomanda să alegeți o fetească neagră din apropierea zonei voastre de origine. Iar dacă vreți să mergi la sigur, alege un Sauvignon Blanc, care în România este unul dintre cele mai cultivate sori internaționale și este printre cele mai preferate de către români, și un Merlot, care este bine aproape de fiecare dată. Este unul dintre cele mai reușite. Iar pentru cozonaci, musai de ales o tămâioasă românească. Un pic de rez de zahăr acolo e... Un răsfăț bine meritat. Uităm de spumant. Musa e un pahar de spumant de avut la masă în orice moment, indiferent că e la început, la mijloc sau la sfârșitul mesei, neapărat de ciorniș. Recomand să fie, dacă e posibil, o fetească regală, n-ar fi rău, sau chiar și tămâioasă românească,
Iar ca să mergem la sigur, cele mai multe dintre spumantele românești au chardonnay-ul la bază. Așadar, fetească regală, tămâioasă românească și un chardonnay și suntem siguri că cel puțin noi suntem mulțumiți de alegerea făcută. Încă o dată, Marinela Ardelean, mulțumim foarte mult pentru toate aceste informații. Mult succes în continuare. Sperăm să fie cât mai mulți iubitori de vin care să cunoască această hartă a vinului românesc pe care ai lansat-o. Îți urăm sărbători fericite și te așteptăm în România cât mai curând. Vă mulțumesc din suflet și eu. Abia aștept să ne vedem să ciocnim un pahar de vin românesc. Iar până atunci, multă sănătate, sărbători frumoase și Doamne ajută să fie bine! Classic for Teens este un proiect care a început la inițiativa unor oameni frumoși și inimoși care au propus orașului natal un eveniment de anvergură. După 20 de ani și după o bogată și intensă activitate culturală, reprezentanții Asociației Propatria din Roma, împreună cu parteneri și instituții din România, au pus Focșaniul pe harta culturală a Europei printr-un festival ce a reunit concerte de muzică clasică, dar și masterclass-uri pentru copii și tineri cu vârsta cuprinsă între 5 și 19 ani și la care au participat muzicieni de renume internațional. Aflăm amănunte din reportajul realizat de Liliana Văduva. Muzica clasică a fost la ea acasă la festivalul Classic for Teens. Timp de 7 zile, viața culturală în orașul Unirii s-a revitalizat, iar evenimentul și-a conturat propria identitate prin intermediul unui concept foarte îndrăzneț, dar și al unui ambient special, Ateneul Popular Maior Gheorghe Pastia din Focșani. Acest proiect cultural a venit ca o consecință naturală și firească a ceea ce am făcut noi în ultimii 10 ani în Italia, la Roma, cu Festivalul Internațional Propatria al Tinerilor Talente Românești. Ne-am dorit de foarte mulți ani să venim cu un proiect acasă, să aducem tinerii laureați ai festivalului pe scenele României, nu neapărat a Focșanului, și faptul că noi provenim din Focșani, faptul că e comunitatea din care noi am plecat, mi-a fost cu mare drag să mă întorc acasă și să aduc acești tineri pe care noi am descoperit de-a lungul timpului, să-i prezint comunității din care noi am plecat. Un eveniment cultural de amploare, care a îmbinat cursurile de masterclass cu concerte ale unor muzicieni celebri. Cum ați primit propunerea de parteneriat, de colaborare cu acest proiect ambițios? Cu brațele deschise și nu doar noi, Ateneul Popular, fiind sala în care, sau sălile în care s-au desfășurat atât masterclass-urile cât și concertele, ci întregul oraș, primăria, Consiliul Local, pentru că Focșaniul de mulți ani de zile își propune așa ceva. Acum cu atât mai mult cu cât o focșăneancă a venit și ne-a adus această minunată idee. Organizatorii au adus în fața unui public dornic de cultură o serie de recitaluri de excepție cu muzicieni consacrați, aclamați pe marile scene ale lumii. A fost un privilegiu pentru focșăneni să întâlnească într-un singur eveniment nume mari ale muzicii clasice, precum Horia Mihail, Gabriel Croitoru, Răzvan Suma sau Ion Bogdan Ștefănescu. Pentru mine a fost un moment de excepție, deoarece îmi lipseau sările. Am cântat mult în vară în aer liber, însă e cu totul și cu totul altă experiență. Publicul a fost numeros și foarte, foarte cald. Pentru mine este o premieră faptul că am cântat aici, în această frumoasă sală, care chiar dacă nu-i mare, în perioada asta de pandemie reprezintă un pas înainte, ca să spun sincer. Pentru că, iată, am trecut printr-o, concerte ținute în aer liber, în condiții improprii și încet, încet, uite, să revină la normalitate, chiar cu distanțare, cu diverse personalități ale muzicii clasice așezate printre cei care au venit în seara aceasta să ne asculte. Eu am pregătit în mod special acest spectacol, One Man Show, să le spunem, pentru că m-am gândit că e foarte, mie mi se pare dificil totuși pentru un public poate neavizat să asculte un program de flaut profesionist, numai flaut solo. Față în față cu publicul românesc au fost și mari muzicieni din Italia și Marea Britanie, precum Nicolas Lupu, Filippo Tenisci, Ghenadie Rotari sau Valentina Vargiu.
A fost o bucurie ceva diferită de alte festivaluri sau alte concerte, pentru că a venit imediat după această perioadă delicată pentru toată lumea și mai ales fiind un festival dedicat tinerilor, a fost de bun augur și prima ediție și organizarea și tot, așa că de fiecare dată când sunt invitat să cânt, primesc cu mare bucurie. Ho ricevuto l'invito grazie a Mioara Moraru, che ho conosciuto in ambito del ProPatria Festival, al quale ho partecipato grazie al concorso di Nullipatti che vinsi 2 anni fa a Roma. È stato un invito molto caloroso, è stato un invito che io ho assolutamente colto senza nemmeno pensare un secondo. Anfitrionii evenimentului au fost îndrăgită actriță focșăneancă Roxana Lupu, cunoscută publicului pentru rolul reginei Maria în lungmetrajul Maria, Regina României, alături de actorul Sorin Francu, directorul Teatrului Municipal Maior Gheorghe Pastia. Credem în potențialul muzicii clasice de a-și influența în mod pozitiv publicul de toate vârstele și în puterea muzicii de a transforma, de a depăși granițele unei simple activități agreabile. Și mai mult, credem că a asculta muzică de calitate face parte dintr-un stil de viață care ne permite să ne păstrăm spontaneitatea și bucuria lucrurilor deplin simțite. Un eveniment de asemenea anvergură nu poate fi organizat fără sprijinul grupului de voluntari din oraș, o comunitate de peste 25 de tineri de la liceele focșănene, care prin activitățile lor dintre cele mai diverse au contribuit la buna desfășurare a proiectului. A fost o ediție bogată în spectacole extraordinare, în care fiecare spectator s-a bucurat de concepte artistice diverse și de interpretări memorabile. Cu siguranță, acest proiect se va dezvolta și va deveni un brand cultural reprezentativ pentru focșani. Chitarist, vocalist, interpret la muzicuță, producător și realizator de emisiuni de radio și televiziune, dar și producător de albume. A.G. Weinberger este renumit și pentru activitatea sa de promovare a muzicii blues. La 35 de ani de activitate, chiar și pe timp de pandemie, a ținut să ofere un cadou publicului bucureștean. Vă invit să urmăriți un reportaj realizat de Lucian Băbeanu. Urmează ceva mai mare de atât. Nu o să fie nimic cum a fost. Niciodată. Trebuie să mă uit pe net să-mi găsesc acel tractor, că eu vreau să fiu șofer de tir în Australia. I've got a key to the highway. Feel the man to go. În România nu se poate vorbi despre blues, jazz sau rock fără muzicianul A.G. Weinberger. Walking is much too slow. I'm going back to the boat. Deși traversăm timpuri confuze, artistul și-a dat întâlnire din nou cu admiratorii săi la Clubul Cooperativa din București. You know you haven't done nothing to drove a good man away from when the moon peaks over the mountain, and I'll be on my way. I'm gonna walk this old highway till the break. Deși promovarea blues în peisajul muzical din țară necesită un efort constant, A.G. Weinberger, din pasiunea sa pentru muzica de gen, poate fi considerat ca un promotor al acestei mișcări muzicale în România. Just before I go,
leave this town, you know I won't be back no more. I've got a key to the highway. Cele 50.000 de albume vândute și succesul pe care l-a avut la numeroase festivaluri internaționale i-au adus nominalizarea la un premiu Grammy. Dragi prieteni, vă mulțumim că ați fost împreună cu noi și în acest sezon al emisiunii A doua Românie. Până la următoarea noastră întâlnire, vă doresc multă sănătate și sărbători fericite. Pe curând!